Bună tuturor și bine ați venit în bucătăria mea! Numele meu este Mădălina, iar astăzi vom pregăti împreună cheesecake cu pere. Dacă doriți un desert lejer, nu foarte dulce, atunci acest cheesecake este pentru voi. În primul rând, voi pune biscuiții într-un blender și îi voi măcina. Eu am folosit biscuiți integrali cu cacao și câțiva biscuiți simpli. Însă voi puteți folosi orice fel de biscuiți vă plac. Cei mai buni biscuiți pentru cheesecake rămân totuși biscuiții cu cremă de ciocolată. Am măcinat foarte bine biscuiții și i-am pus într-un bol. Adaug untul topit și amestec foarte bine până obțin o textură nisipoasă. Adaug amestecul de biscuiți cu unt într-o tavă cu diametrul de 18 cm. Această tavă este pentru maxim 6 persoane. Nivelez ușor cu ajutorul unei linguri, apoi presez bine cu un pahar. Mie îmi place să pun biscuiți și pe marginea cheesecake-ului, însă rămâne la alegerea voastră. Dau tava deoparte și mă ocup de gelatină. Într-un bol cu apă rece am pus câteva foi de gelatină pe care le las la hidratat timp de 10 minute. Scot gelatina hidratată și o amestec cu 40 de ml de lapte fierbinte. Las amestecul deoparte până mă ocup de cremă. Într-un bol încăpător pun frișca și o bat bine cu mixerul până devine tare. Adaug crema de brânză și zahărul pudră. Mixez foarte bine pentru încă 2-3 minute. Adaug esența de vanilie sau rom, amestecul de lapte și gelatină și omogenizez totul. La sfârșit, adaug bucăți de pere și le încorporez. Crema este gata. Pun crema peste blatul de biscuiți și nivelez ușor deasupra. Ca și decor, eu am adăugat felii subțiri de pere pe toată suprafața cheesecake-ului. La final, ung cu puțin sirop format din apă și zahăr. Fac acest lucru pentru a preveni oxidarea perelor. Pun cheesecake-ul la frigider pentru minim 6 ore. Când crema este foarte bine întărită, despart marginile cheesecake-ului cu ajutorul unui cuțit. Înlătur inelul detașabil, iar cheesecake-ul poate fi servit. Dintre toate cheesecake-urile pe care le-am făcut, acesta a fost preferatul meu pentru că nu conține foarte mult zahăr, iar aroma perelor este foarte evidențiată. Sper să vă placă această rețetă și să o încercați și voi cu prima ocazie. Lista cu ingredientele necesare o găsiți în descrierea videoclipului. Nu uitați să dați un like acestei rețete și să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru și mai multe rețete delicioase. Mulțumesc!